Încă o dată, prieteni, vă salut de la sala polivalentă din Cluj-Napoca, unde se desfășoară în continuare campionatele mondiale de futnet, tenis cu piciorul. Cehia și Slovacia în trei finale, toate cele trei meciuri de mâine pentru titlul mondial, pentru cununa cu lauri, vor fi între marii maestri cehi și slovaci. Noi ne pregătim de un meci între Ungaria și Ucraina, un meci de simplu din turneul de consolare pentru locurile 5-8. După aceea, Ioan Creț, reprezentantul României, va juca împotriva sportivului din Coreea de Sud, tot așa în aceeași fază pentru locurile 5-8. Deocamdată să urmărim ce se întâmplă în partida care începe în câteva momente. Pentru unguri va evolua Harshani Adam, în timp ce la ucrainieni, titular pentru această probă individuală, este Șefciuc Dmitro. Au mai plecat din spectatori pentru că semifinalele au fost principalul punct de atracție al acestei după-amieze de footnet, pe care am avut marea bucurie să o comentez pentru dumneavoastră, prieteni, prin intermediul Luxport. Pentru lucrurile 5-8 se joacă următoarele meciuri, dar pentru mai puțin de 3 meciuri, 2 single-uri și o dublă. Primul, România în două finale mici, la dublu și la triplu. Mâine vom lupta așadar pentru medaliile de bronz. În ambele cazuri, adversara este Coreea de Sud. Serviciu bun al lui Harshani. Dmitro Șefciuc trimite în fileu. 1-0 pentru reprezentantul Ungariei. Revenim cu regulamentul, cu câteva precizări. Se servește în diagonală. Scorul devine 2-0 acum în favoarea jucătorului maghiar, care, măcar ca tradiție, ar trebui să fie superior oponentului său din Ucraina. Terenul este până la prima linie, așa că mingea de adineauri a fost out. 3-0. Harshani Adam, jucător vechi al Ungariei, prezent la competițiile din ultimii ani. 3-1, el a trimis afară. Preluare bună, mingea adusă pe fileu, înălțime suficientă pentru ca atacul să fie imparabil. O minge plasată în partea de teren unde Șefciuc nu putea să ajungă. 4-1. Futnetul este destul de bine organizat și în Ucraina. Este o primă ligă cu 6 echipe. Există și un site, Futnet Ucraina, care indică faptul că regulat se desfășoară etape de campionat național pentru țara care ne este vecină, cu care avem graniță. Una dintre echipele implicate în competiția internă este chiar de la Cernăuți, din Bucovina, însă, cu toate că am putut vorbi limba română cu reprezentanții ai unor țări precum Republica Moldova, Italia, Spania, Statele Unite ale Americii, Franța, iată că din Ucraina nu există niciun vorbitor de limbă română în delegația prezentă la campionatele mondiale de la Cluj-Napoca. Scorul este în acest moment 4-3. Harshani preia lângă linia de fund, atacă. Preia bine și Șefciuc, care și-a intrat în ritm și îl surprinde, iată, cu câteva execuții pe jucătorul maghiar, care trimite afară. Egalitate la 4 după un început care a fost net favorabil lui Harshani. În acest moment avem egalitate la 4. Servește afară, a vrut să placeze mingea lângă linia de margine. Dmitro Șefciuc, 5-4.
Se mai joacă și pe un teren amenajat la sala de încălzire. Salvează acolo Harșan. Am să explic de ce s-a întins după acea minge care n-a căzut în terenul său la faza anterioară, însă preluarea pe piept n-a fost ideală. Mingea ar fi căzut dacă era lăsată în afara terenului și asta însemna automat închiderea punctului în favoarea jucătorului din Ucraina. Până la urmă, finalitatea tot aceea a fost. Harșan i-a trimis afară, este egalitate la 5. Șefciuc, foarte combativ, a reușit acolo preluarea. Harșani are știința jocului, dar se grăbește la execuții. Motiv pentru care, deși avea prim planul la mingea anterioară, a greșit și a oferit punctul ex-sovieticului, care conduce cu 6-5, serviciu bun plasat pe linia de fund. Șefciuc ridică bine, mingea atinge banda fileului, dar ajunge în terenul advers. Harșani mult mai calm aici, îmbină tehnica și forța pentru a egala la 6. Greșeală la serviciu, 7-6 în favoarea lui Dmitro Șefciuc. Iarăși aș vrea să fac o precizare legată de modalitatea de exprimare în limbaj specific competițiilor internaționale. La proba de simplu se confruntă jucători dintr-o țară, în timp ce la dublu și la triplu există echipe naționale ale țării respective. Astfel putem spune că futnetul este un sport care poate să facă parte atât din familia celor individuale, cât și a celor de echipă. 7-7, Șefciuc trimite afară, 8-7, în favoarea jucătorului din Ungaria. Bine reușește să scoată acea minge din colțul terenului Șefciuc, egalează la 8. E drept și cu largul concurs al lui Harșani Adam, care nu s-a așteptat probabil ca mingea să mai vină și încă, așa cum ați văzut, cu forță, dintr-o poziție extrem de incomodă. Harșani greșește, pune piciorul târziu și încordat. Preluarea nu putea fi ideală. Așa că este 9-8. Time-out pe care îl solicită Pal Tamaș, fost jucător de simplu pentru Ungaria. Pal Tamaș joacă de mai bine de 20 de ani futnet în țara vecină. Harșani, preluare puțin cam lungă, de aceea atacul n-are vivacitate, n-are eficiență. Harșani, unghiul este bun aici, la fel și la Șefciuc. Foarte bun alergător ucraineanul. Harșani, în schimb, are această știință a preluărilor înainte ca mingea să atingă podeaua. Se folosește foarte bine de prevederea de regulament și egalează la 9. Nu este 10-8 scorul, ci 9-9. Primul set foarte disputat între Ungaria și Ucraina. Harșani ridică bine piciorul pentru această preluare și atacul este foarte bun. Deficitar la jocul cu piciorul stâng, ucrainianul, lucru sesizat desigur de către Harșani, a cărui experiență este mult mai mare. And the first set point. Time-out pe care îl solicită antrenorul echipei din Ucraina.
linge de set pentru Harshani. Să vedem dacă ungurul va reuși să fructifice. Da, așa se întâmplă. Iarăși și-a ridicat bine. Ninja și a putut să atace pentru 11-9. Un set care, iată, s-a întins pe durata 20 de puncte. A dominat Harshani, dar a și făcut câteva greșeli neforțate. Lucru care l-a alimentat în elanul său pe Mitroșevciu. Mâine tot de la ora 17 vom fi în direct de la sala polivalentă din Cluj-Napoca. 3 meciuri, 6 meciuri de fapt, nu 3. Finalele pentru bronz și pentru aur vor fi în direct la Luxport. Se vor intercala și festivitățile de premiere pe toate probele, în ordine simplu, dublu și triplu. Începe setul 2, Șefciuc servește puternic, dar forța este bine transformată în contraforță acolo de către Harshani, care după preluare a reușit o scurtă de efect, 1-0. Au început să funcționeze bine prelurile lui Harshani, apărarea n-a mai dat greș la jucătorul maghiar, în schimb, atacurile din când în când oferă puncte adversarului, 1-1. Reamintesc, după acest meci îl vom vedea și pe Ioan Creț, reprezentantul României la simplu, în turneul de consolare. Harshani greșește, își trimite mingea în spate, balon înalt care cade pe linia de margine. Sunt destul de dificile aceste preluări ale mingilor înalte pentru că știți cum este, o legitate a fizicii, timpul de urcare este egal în condiții ideale cu timpul de coborâre. Acea așteptare a mingii venite dintr-un punct foarte înalt poate să creeze probleme jucătorilor. 3-1. Harshani pare să-și câștige acest set ceva mai ușor decât primul. Atac pe mediana terenului, scos acolo de Șefciuc. Același Harshani. Șefciuc servește pe piciorul drept, cel de bază la Harshani. Ce minge așezată exact pe linie. 4-2. Nu putea să mai ajungă acolo Harshani la, pardon, Șefciuc la această diagonală intermediară. Mult efect imprimat mingii, de aceea la contactul cu podeaua aceasta a sărit spre tribună. Și Harshani, excepțional aici, șterge mingea pentru punctul al cincilea. Învingătorul din această partidă se va confrunta cu cel care va câștiga meciul dintre Ioan Creț și jucătorul de simplu al Coreei de Sud. 6-2 pentru Harshani. Time-out solicitat de către partea ucraineană. Ostian, capitanul naționalei române, în tribună. El rămâne alături de Daniel Săsărman la asistență pentru meciul următor, cel al lui Ioan Creț. S-a reluat jocul. Harshani, imperturbabil, continuă să preia foarte bine. Atacurile sale sunt din ce în ce mai clare, mai greu de respins de către Șefciuc.
7-2. Reamintesc, ne aflăm în zona locurilor 5-8 în turneul de consolare. Jucători care s-au calificat până în grupele principale, însă n-au putut să ajungă în semifinală. S-au situat pe locurile 3-4 ale grupelor compuse în faza a doua a turneului. Reamintesc și câteva prevederi de regulament. 19 națiuni cu echipe complete de simplu, dublu și triplu fiecare. Primele 8 pe baza rezultatelor anterioare au fost trimise în divizia valorică A, restul au jucat în divizia B valorică. Practic cu acest turneu de divizia B s-a început. 4 echipe au promovat în divizia A și s-au alăturat celorlalte 8 pentru competiția pe medalii. Șefciuc reușește un atac bun. E drept și pe fondul relaxării afișate de Harshani, 8-4. Putea să intervină acolo Harshani, dar a crezut că mingea va ieși afară. Greșeală la serviciu, 9-4, de 2 puncte mai are nevoie jucătorul maghiar pentru a câștiga, pentru a se califica în jocul pentru locuri de 5-6 care va avea loc mâine. 10-4, sunt 6 mingi de meci. Reamintesc pentru telespectatorii români, Ioan Creț, care deja se încălzește, va juca în meciul următor pe care îl vom transmite împotriva reprezentantului Coreei de Sud, Hwi Jin Jeon. 10-5, se mai prelungește probabil cu încă o minge această dispută. Șefciuc face bătaia aproape de linia de fund, 10-6. Aici este cam ca la săritura în lungime sau la triplu salt. Bătaia trebuie să fie ideală, să aibă foarte puțin centimetri piciorul de sprijin al jucătorului server față de linia de fund. Asta tocmai pentru a câștiga distanță la executarea serviciului. Procedeu foarte important la simplu, sau mult mai important decât la dublu și la triplu. Iată un as aici pe care l-a reușit Șefciuc, care se apropie la 10-7. Încă o dată, serviciul este plasat bine. Crede în șansele sale ucraineanul, care îl surprinde pe Harshani, țintuit acesta în zona centrală, în zona T-ului, acolo unde vine în perpendicularitate linia mediană pe linia de fund. 10-8 este o poziție contraindicată pentru că este vulnerabil jucătorul care rămâne acolo. Pal Tamaș îl cheamă la bancă pe elevul său pentru un timeout după 4 puncte la rând făcute de ucrainean. Primul set câștigat de Harshani cu 11-9. Din nou este un rezultat relativ strâns pe fondul revenirii spectaculoase a lui Șefciuc în finalul acestei manșe. Mingea ia banda fileului, atac în diagonală puternic și este finalul meciului. 11-9, 11-8 se consemnează în raportul oficial. Harshani se califică pentru jocul de mâine de clasament pentru locurile 5-6. O scurtă pauză, după care revenim cu Ivan Creț împotriva